Dragi suceveni, din păcate, începând la sfârșitul săptămânii trecute, am intrat în scenariu roșu. Cresc numărul de cazuri progresiv în fiecare zi. Ieri am ajuns la 3,31 cazuri active la 1000 de locuitori. Dacă continuăm așa, avem toate șansele să ajungem la începutul lunii decembrie la 6 cazuri active la 1000 de locuitori, când se poate pune problema de intrare în carantină, conform cu precizările făcute Departamentul pentru Situații de Urgență la nivel național. Cât privește activitatea școlară, s-a stabilit în conformitate cu Ordinul Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății de luna august, ca Consiliul de Administrație al Școlilor să propună scenariul de funcționare pentru următoarele 14 zile, funcție de cazuistică la fiecare școală, așa cum de altfel s-a întâmplat. Dragi siceveni, fac un apel din nou la dumneavoastră voastră să respectăm regulile pentru această epidemie. Purtatul măștii în primul rând, în spațiile închise, deschise, pe stradă, în spații aglomerate, în birouri, să păstrăm distanța socială și igiena personală, cu riscul de a deveni insuportabil, de a fi înjurat pe rețelele de socializare, voi face tot ce pot să limităm răspândirea acestui virus și, în ultimul rând, să salvăm cât mai multe vieți omenești. Pierdem oameni dragi în orașul nostru aproape în fiecare zi și niște irresponsabili mă trimit la Constituție că nu respectăm drepturile și libertățile cetățenilor. Aici discutăm de viață și de moarte. Vă implor, dragi ceveni, să respectăm regulile, să ajutăm indirect cadre medicale din spital care sunt epuizate în urma bătăliei pe care o duc cu acest virus nemilos de peste jumătate de an. Doamne, ajută-ne să trecem această perioadă grea, această cumpănă din viața orașului nostru. Revenim la problemele de administrație. Vreau să spun că, în primul rând, mâine vom avea o ședință de îndată a Consiliului Local, în care vom aproba documentația, proiectul pentru, am spus, să cele 15.000 de tablete. Între timp s-au schimbat lucrurile, nu sunt mai tablete, sunt și laptopuri, deci în valoare de 2.500.000 de euro. Vom aproba mâine, conform ghidului, acest proiect pe care vrem să-l depunem la ADR în cursul zilei de vineri. La fel de important a fost finalizată licitația pentru cele 1.000 de tablete pe care le achiziționează Primăria Municipiului Suceava. Au fost depuse două oferte, SC Orange România SA și SC Vodafone SA România. Câștigătoare este oferta celor de la Vodafone România, care sunt pe primul loc și ca atare vom încheia cu dumnealor contract în perioada următoare. Un lucru important s-a întâmplat în această dimineață, ne ținem de cuvânt, am semnat contractul pentru modernizarea bazarului în această dimineață cu reprezentanții firmelor Bucovina, SC Bucovina SA, care este liderul de proiect, Loyal Impact și Ada Protocons, proiectantul, care sunt parteneri în acest proiect. Așadar, avem toate șansele ca în următorii 2 ani de zile să modernizăm bazarul din lunga Sucevii, în așa fel încât comercianții de acolo să beneficieze de căldură. Așa cum am spus și în timpul campaniei electorale, ne-am întârziat, asta este realitatea, în primul rând datorită acestei pandemii care ne-a chinuit în această primăvară. Începând cu lunile februarie, martie, aprilie, mai, practic nu s-a lucrat. Ne-am întârziat, dar încercăm să recuperăm acest timp pierdut. Așa cum v-am spus, în cursul zilei de ieri am fost la București, unde am participat la o discuție la Ministerul de Finanțe cu Ministrul Secretar de Stat Sebastian Burduja și cu Ministrul Dezvoltării, domnul Ioan Ștefan, în calitatea, în primul rând, de prim vicepreședinte Asociației Municipiilor din România. Acolo noi primari americani și probleme cât privesc ceea ce privește aprobarea bugetului pentru anul 2021. Un lucru foarte important, menținerea cotei de 65% din 100% din impozitul pe venit, lucru care s-a întâmplat în anul 2020. Din păcate, nu este legiferat acest lucru, el se aprobă de fiecare dată când se aprobă bugetul de stat pentru anul respectiv. Noi am încercăm să introducem acest lucru în legea finanțelor publice, în așa fel încât să nu mai fim nevoiți an de an să facem aceste discuții și aceste demersuri. La fel de important, s-a ridicat această problemă de a se acorda niște bani la fondul de rezervă pentru orașele care au încălzire în sistem centralizat, la care intră și Suceava, și sper să vină un ajutor de la guvern. Și multe alte probleme pe care le au primarii, sigur că urmează ca în perioada următoare să avem și alte întâlniri la nivel de prim-ministru. Tot în cursul zilei de, sau mai bine spus în această săptămână, în cursul zilei de luni, a avut loc comisia interministerială pentru sala polivalentă,
Deci este ultima aprobare, dacă vreți, pe care am obținut-o în vederea finanțării sării polivalente în bugetul anului viitor. Am avut o discuție ieri la Compania Națională de Investiții cu doamna director general de acolo și sigur a zis că în perioada următoare, după ce se publică se dă hotărârea de guvern, trebuie dat hotărârea de guvern în baza acestei comisii interministeriale, se trece la licitații pentru execuție. Eu sper că în următorii 2 ani de zile să putem avea sală polivalentă la Suceava. La fel de important, am avut o discuție cu doamna director general referitor la construirea unui stadion nou la Suceava. Așa cum se știe, noi avem acolo complex sportiv aprobat prin planul urbanistic zonal, în care putem face sală polivalentă, care, mă rog, este aprobată, stadion nou și la fel 2 bazine de not olimpic. Deci vom depune în această săptămână o solicitare de finanțare pentru stadion nou. N-am făcut acest lucru până acum, pentru că nu era aprobată încă sala polivalentă. Iată că s-a aprobat sala polivalentă și venim cu această cerere de stadion nou. Aici te spun foarte clar, este un proiect al echipei liberale. Aici lucrez împreună cu domnul președinte Gheorghe Flutur, cu domnul deputat Ioan Bălan, pentru acest proiect foarte important, sală polivalentă și stadion nou, să avem în acest mandat un complex sportiv nou, cum trebuie pentru un oraș, municipiu, reședință de județ. De asemenea, am avut discuții pe la celelalte ministerii legat de autobuzele, celelalte 15 care trebuie să vină. De nou am primit garanția că este în curs de finalizare licitația și până la sfârșitul lunii, până la sfârșitul acestui an, vom semna contractul de finanțare pentru celelalte 15 autobuze. De asemenea, am avut o discuție la Ministerul Economiei pe tema extinderii rețelelor de gaz metan în municipiul Suceava. Cred că trebuia să spun la subiectul de stadion, din păcate, poate din fericire, nici nu știu cum se spune astăzi, a fost anulată licitația pentru nocturnă, instalație iluminată nocturnă, stadion Areni. Așa cum se știe, au fost 3 oferte, s-au contestat între ei. În final, cel care trebuia să câștige licitația nu a depus documente necesare toate la primărie, ca atare licitația s-a anulat. Cred că nu mai are rost să vorbim de această instalație nocturnă, atâta timp cât soluția este să facem un stadion nou. Și un ultim aspect, continuăm procesul de modernizare a străzilor nemodernizate. De această dată vreau să vă spun că au avut loc o licitație pentru modernizarea strada Lipoveni-Fundătură, cea care duce la școala particulară Natanael, și sigur că sunt aici 2 oferte. Sperăm ca una asocierea Flor Construct, Suceava Lider Royal, SDC Asociat, și cealaltă SUCT Suceava. Eu sper ca SUCT Suceava Lider plus Top Geosis SRL Proiectant să finalizăm cât mai repede această licitație și să demarăm procedurile de modernizare și acestei străzi. Vă mulțumesc!